Mai bine de 250 de lideri ai organizației Christian United for Israel se află în această săptămână la Washington. Ei îndeamnă Congresul să susțină statul evreu. Este un răspuns direct la rezoluția recentă a ONU împotriva așezărilor din Israel. Christians United impulsionează legislatorii să adopte legi în urma cărora rezoluția să-și piardă efectul. Administrația Obama a permis aprobarea rezoluției. Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a spus că rezoluția ONU este scandaloasă. Fondatorul și președintele John Hagee a transmis un mesaj clar premierului Netanyahu. Domnule prim-ministru, în această seară, Christian United for Israel a răspuns chemării. 3,3 milioane de creștini sprijină Israelul și poporul evreu. Christians United for Israel vrea de asemenea ca Congresul să-l convingă pe președinte să mute ambasada SUA din Israel la Ierusalim. Înainte de a prelua funcția, echipa de tranziție a lui Trump caută un loc unde să mute ambasada în Ierusalim. Prin această mutare ar împlini una dintre promisiunile făcute în timpul campaniei electorale. Chris Mitchell ne va vorbi despre acest subiect. În timpul campaniei sale, Trump a promis să mute ambasada SUA din Tel Aviv la Ierusalim. Directorul său de campanie, Kenny N. Conway, a repetat acea promisiune și a spus că este o prioritate pentru Trump. Fostul ministru de finanțe al Israelului, Yair Lapid, a spus că promisiunea lui Trump de a muta ambasada SUA este o idee excelentă. Era și timpul. Ne aflăm în capitala Israelului. El a spus o întâmplare cu privire la vizita recentă a președintelui Obama în Israel. Îmi aduc aminte, cu puțin timp în urmă, la înmormântarea lui Shimon Peres, Casa Albă a emis o declarație în care scria că președintele era la Ierusalim, după care au modificat-o pentru a nu apărea Ierusalimul ca și capitală a Israelului. Aceasta s-a întâmplat în Ierusalimul de vest, nu în cel de est. A fost un gest absurd. Nici o țară din lume nu recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Un oficial de la Departamentul de Stat a spus pentru știrile CBN, de la fondarea Israelului, administrațiile ambelor partide au menținut o politică solidă de a nu recunoaște suveranitatea niciunui stat asupra Ierusalimului. Noi rămânem dedicați acestei politici pe termen lung. În 1995, Congresul din SUA a adoptat Jerusalem Embassy Act, care ordona mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Până acum, fiecare președinte a evitat mutarea, invocând motive de securitate și semnând un act de scutire. Nu toată lumea ar fi fericită dacă ambasada s-ar muta. Israelul ar fi fericit, însă arabii și palestinienii nu. S-ar putea lăsa cu revolte și violențe. Unii sunt de părere că mutarea ar trebui să aibă loc în contextul mai amplu al unui tratat de pace israeliano-palestinian. Alții cred că Ierusalimul este capitala eternă și indivizibilă a Israelului. Între timp, mulți spun că dacă mutarea va avea loc vreodată, Trump e cel care va reuși să o facă.